Eu când am spus atunci că ne ia banii degeaba și suntem fraieri ca să-i dăm salariul lui Iotu, a zis lumea că sunt eu cum sunt. Dumneavoastră a luat 600-700 de milioane și nu am venit aici. Ce ați făcut de 700 de milioane? Nimic. Ce contabilitate ați făcut de 700 de milioane? Salarii! 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 Eu am pensie de 1500 de lei. Dumneavoastră n-aveți vârsta care am avut eu ca vechime. N-aveți vârsta care am eu ca vechime și am 15 milioane. Și veniți și ne luați banii cu jaca? Păi domne, mă doare că nu pot să-mi plătesc datorii. Păi mă doare! Mă doare că nu știți să conduceți. Eu aici am uitat. Da, mă rog, uitați, femeia de e singurul județ care e plin de pensionari. Nu județul în stare să creați locuri de muncă. Am ajuns în restul lumii, la doi pași de București. E dezastru. E dezastru în județul ăsta. Păi de la dumneavoastră până la primărie. Deci pe 24-11 eu am depus o hârtie către SCTM Administrare. Tereadministrare, așa. Pentru a ne departaja de ei. De ce? Pe motivele că în cele 8 luni de la data respectivă, de când am intrat și până în prezent, nu s-au ocupat, cu toate că am intervenit la ei și ne-a rugat de ei, ca să poată să ia, să facă, să ia niște măsuri pentru a face niște devize, controle la subsolurile grupului care sunt scurgeri de apă, de mizerie, de conducte și alte probleme. În schimb, deși au lăsat-o moartă. N-a venit. Singurul lucru care a venit... Nu e moartă, a luat bani. Singurul lucru care a venit... Singurul lucru care a venit, a venit și a venit aici și a făcut la scara asta și a durat 5 luni de zile. Atât. Și încă nici acum nu e terminat. Pentru că a luat bara de metal, grilajul, nici acum nu l-a pus. A spart asfaltul, nici acum nu l-a pus. Deci nu, n-a ajuns la stadiul care a pus înainte. M-am dus la ei și am făcut hârtia, a doua oară hârtie și ne-am spus conform contractului care l-am încheiat cu ei cu o perioadă de un an de zile, da? Cu data de 24 la 11. Cu ce dată e încheiat contractul cu dumnealor? Ca să în martie. Deci noi mai avem ianuarie și una care... Păi nu, domnule, că în termenul ăsta de un an de zile, eu pot să suspend. Deci ne putem retrage pe ne putem retrage. Înțelegi? Bun, ce scură ați făcut dumneavoastră? Eu când am făcut și în prima discuție, când am discutat-o cu dânsii, am discutat-o în felul următor, că va fi pe 25 de lei. Bun, 25 de lei ce înseamnă? Contractul, nu? Da, tot contractul. Valoarea pe apartament. Păi n-are cum. Ba da? Păi așa am semnat noi cu contract. Cum l-am de atunci? Ascultă-mă. De cine este firmă? De prestări servicii. El da. Își prestează niște servicii. Da, da, și el a spus că 25 de lei. Nu e contract așa ceva? Ascultă-mă, deci prima dată când am pus... Ca să obțină semnăturile. Să obțină semnăturile. Deci eu am luat... Ca să iau semnăturile de la fiecare, mie mi-a spus că mă costă 25 de lei. Bun. După o perioadă a venit și a spus că s-a modificat legea două... Nu ce v-a spus dumneavoastră? Legea ce spune? Să face contract? Așa am semnat. Nu v-a mințit. Președintele v-a mințit. Să face contract. Nu am mințit că mă eu. Stați așa un pic, da? Sau n-a știut, dacă nu știți legea... Nu știu să încheiați un contract, dumneavoastră sunteți de vin. Băi, spuneți bă, pentru deci că nu vreți să înțeleg un lucru. Femeia de serviciu e plătită de cine? De către termenistă. Ce femeie de serviciu? Și dumneavoastră ați fost mandatat de noi. Ați fost mandatat de noi să-i dați banișne? Cui? La termoadministrare păi, și la femeia de serviciu. Deci ei au stabilit treaba asta, că bagă femeia. Cine ei? Dumneata e șeful lor, nu ei. Dumneata președintele îi angajezi. Și deci spune clar. Domnul Plu a venit în urmă unor discuții cu Terea Administrării Mobile că va fi un contract pe 25 de lei. Așa a venit la mine la ușă, cioc-cioc. Da? Dânsul își depune candidatura. Dânsul alege. Dânsul este mandatat de oameni să aleagă o firmă de administrare. În primul rând. De la așa spune legea. Ca sumă fixă. Când am discutat în fața blocului, da, a spus că nu mai e 25 de lei, că de la 25 de lei a urcat la 50 de lei. Sunt o grămadă de oameni care poate să afirme ce chestia... Nu, păi asta a spus, nu mai e 25, ci 50. Haideți, domnule, sunt o grămadă de oameni care... Și era semnat ce s-a întâmplat. A zis că s-a mărit cheltuielile, s-a mărit. Când a venit și a cerut o ofertă de preț, domnul președinte, a venit înainte cu mai multe luni, da? Da. După care v-a spus prețul vechi,
Contractul s-a încheiat. Care trebuie să faci dumneata contractul, a respectat ce au spus oamenii? Ei, eu m-am adus, uite, asta a fost hârtia. Nu mă interesează aia, eu te întreb. Domnule, eu te întreb pe dumneata. El a spus că nu poate să facă datorită faptului că s-a mărit prețul. Le-ai băgat mâna în buzor oameni dumneata. Nu eu. Pentru că oamenii trebuie să spună dumneata prețul la care trebuie să închei contractul. Dumneata, dacă pui un leu peste contractul ăla, ești de răspunzător și dumneata îi plătești. Și îți garantez că îi plătesc. Domnule, eu asta i-am spus când s-a fost prima adunare. De asta am zis atunci noi, exact, dar nu era dumneavoastră. Era cred că șeful dumneavoastră. A doua. Unul mai mare, am înțeles. Nu știu, de la terea administrare. Și eu sunt președinte de asociație. Nu, era cineva. Uite, cu tot ce e la comun, plătesc cu 17 milioane. 17 milioane e firma de administrație, e firma de contabilitate, e femeie de servicii. Deci cu tot. Înțelegeți? Nu este o chestie ca dumneavoastră să știți de raportul 1950. I-ați mințit. Păi nu i-ați mințit, domnule. Dumneata ai angajat o femeie de servicii care nu știi, de aia și-au angajat-o aici. Vreau să vă înțelegeți, banii ăștia care îi dăm aici, face și administrare și cenzurat și tot. Cu cenzur mai mult de 100 de lei la grupul statuție. Deci nu ai, nu ai, nu sunt părți comune. Adică dumneavoastră nu aveți porți comune, toate lumile vin din aici, duc să casă spre. Nu le spuneți povești. De ce? Pentru că i-am auzit și o să aveți aceeași reacție care o au acum oamenii. Păi dacă eu am lumină de la mine din casă, adică ce, cu cenzorul? Nu cu cenzorul, cu administrarea. Încălzirea nu e... Uitați-o, m-am un apartament, m-am un apartament la țâi mai și le-a 17 lei pe lună. 17 lei. Administrator... Păi dar și dă și iau în altă parte unde iau 20 de lei. Nu, prețurile sunt pentru toate asociațiile, ca să știți. Nu sunt eu, este stabilit de Consiliu, nu îl facem noi în cap și nu facem... Eu am trimis asociație. Trebuie să mă chem. Nu, ca să nu ne mai certăm. La administrație, nici dumneavoastră la suprafață și probabil știrile sunt și garsonieră. Păi nu se la suprafață, nu mai e un contract oneros. Da, nu, dar... E un contract peste serviciu. Haideți să fim sinceri. Deci oamenii ăștia nu au încălzire, nu au centralizat. Deci au automat. Nu au becuri, nu au gaz, nu au nimic, 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 nimic. Adică dumneavoastră luați 6600 pe lucea. Ce femeie să zici? Pentru femeie să zici că mătură. Comisiune de administrare, așa ne-a spus dânsul. Da. Dar ce o administra, da. Nu știu, știe dânsul. Femeie de servicii. Nu, biroul de contabilitate. Păi contabilitate, nici contabilitate primară nu există. Asta e contabilitate, vă insulă. Păi ce contabilitate? Contabilitate primară să ține, da? Vreți să vă arăt și un dosar? 50 de milioane. Vreți să vă arăt un dosar cu 17 milioane? Cum să ține? Vă arăt cu tot ce înseamnă, cu minusul, plusul, tot. Problema este așa. A schimbat subiect. Păi nu, acum e partidul. Păi domnule...